Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Liverpool. Mă simt din nou și din ce în ce mai bine. Da, de scap și eu de răceala asta în săptămâna ce vine și desigur, nu uitați, dați click pe butonul de like, așa și ca și în sănătoșire gramnică pentru mine, desigur, dar și pentru această serie absolut uimitoare, genială, care pot să zic că am făcut niște transferuri. Băi, uită-te aici în dreapta jos, sub minunata mea față. Băi, Liverpool-ul este peste tot. Am vândut doi jucători pe niște sume record și l-am luat pe Griezmann tot pe o sumă record. Și desigur vor mai urma multe, multe transferuri absolut geniale. Dar până atunci avem aici un match în Supercupa, mă rog, știți cum este, câștigătoarea cupei Champions League versus câștigătoarea cupei Europa League. Și se pare că, desigur, Liverpool a câștigat Europa League, deci hai să trecem la treabă să vedem dacă reușim să o batem pe Real Madrid. Voi ce ziceți? Bun match de match aici, foarte bine, puteam să ne aleagă și un stadion mai frumos, dar etefâs, bine și ăsta. Totuși am făcut ofertă și pentru Ronaldo. I-am zis că ar fi tare el să-l am acolo ca și striker, ca și atacant. Băi, chiar și la vârsta lui, pare un jucător foarte interesant și foarte puternic. Cred că mai joacă la clasă mondială mult și bine până se va retrage. Într-adevăr, puteam să-l achiziționez pe Messi. Puteam să-i fac ofertă, dar am văzut că are salariul mult mai mare decât Ronaldo. Nu, e și un picuț mai tânăr Messi. Are salariul mult mai mare ca el și rețin de la Dortmund că tare greu vine Messi și ați văzut, am oferit atunci la Dortmund 900.000 sau 950.000, 900.000 euro pentru Messi, salar, 900.000 de euro și n-a acceptat. Pe dacă nu l-am adus la Dortmund, la Liverpool nu știu ce să zic. Oricum nu contează, ne facem o echipă frumoasă, echipă care și mie așa să-mi placă. Și deja îmi place foarte mult la Mane, n-o să-l dau niciodată. Aia să fie clar, îl vedem acolo pe Royce. Foarte bine s-a demarcat Royce, îl văd acolo și pe Mane. Ai, dar tare prost am jucat-o asta. Ioi, ce prost am jucat-o asta. Da, trebuia să fac altceva, trebuia să paseze sau cumva. Na, mă rog, asta este, se mai întâmplă. Hai să ne concentrăm pe meci că vreau cupa asta. O vreau. Uai, cum nu se poate mai rău. Thiago, omul nostru cel mai bun din mijloc, s-a accidentat aici și n-am ce să fac decât să-l pun pe Allen în locul său. S-a accidentat și el în minutul 33. Băi, omul, mijlocașul meu de bază, s-a accidentat aici. E rău când se întâmplă asta și da, n-am ce-i face. Trebuie să avem grijă, oricum o să-l cumpăr și un mijlocaș, nu că sigur îmi trebuie un mijlocaș de la de clasă. Și după ce am mijlocașul de clasă, să văd de apărare. Și după aceea, desigur, va rămâne marea întrebare de rezerve, cum o să fac, o să întrească niște juniori, o să întrească niște jucători care se evoluez, care sper eu să-mi apară și de la academie, chiar sper să-mi apară de la academie niște jucători. Ca așa, regenuri, am mai văzut aici colo, dar mulți, na, cum... Deja s-au alăturat echipe lor, e gen arată acolo că băi, proaspăt transfera, nu se va mai transfera, nu știu ce. Și na, de exemplu cum e Axel, francezul care l-am găsit eu la Dortmund, deja valorează omul la 30 și ceva, bă, Dortmundul vrea 40 de milioane pe el. 40 de milioane, gândiți-vă la asta, eu am făcut un transfer pentru Dortmund, care acum dacă ar fi să-l vândă, or ar obține 40 de milioane și l-am luat pe gratis. Exact, așa de bun este eu. Și un lucru îmi place aici, totuși la meciul ăsta, chiar dacă nu reușesc să câștig, este că cei de la Real Madrid l-au transferat pe Di Maria înapoi la echipă și asta pot zic, așa de mult îmi place. Chiar aș vrea să-l văd în realitate pe Di Maria înapoi la echipă la Real Madrid. Știu că nu prea mai avea ce căuta la Real Madrid, că hai să fim serioși, Real Madridul tot crește Di Maria. Are sezoane bune, sezoane care... Da, mi-ar place să-l revăd la Real Madrid. Vă ce părere aveți? Mie mi-ar place să-l revăd. Chiar dacă nu ca și jucător clar titular, ca și rezervă. Mie mi-ar place să-l văd. Gol! 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 Gol cu Bernard! Incredibil ce gol! Venit în minutul 73, când nu credeam că o să mai fie ceva în meciul ăsta. Băi, gol aici cu Bernard și fii atent ce gol frumos! Ai, bravo Bernard, mă! Și mă bucură că dau gol cu Bernard, incredibil așa ceva, un gol absolut senzație aici de către Bernard, mă bucur enorm
că am dat aici gol cu el și amu, avem șanse, conducem acest meci, conducem acest meci, hai să vedem pe Klein, Klein, pasă bună aici către Mane, Mane care pasează la Royce, Royce, gol, 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 nimeni altul decât Royce, nou venit aici la echipă, omul meu preferat de pe tot, haide că pe tot terenul, omul meu preferat de gol, foarte bine și ce gafă în apărarea celor de la Real Madrid, o gafă cosmică care se vede că acum plătesc pentru această gafă făcută în apărare, incredibil așa ceva, două goluri, una după alta, Bernard și respectiv Royce, nu l-am lăsat acolo pe Navas așa să-și revină, știm că era debusolat în urma primului gol și rapid, rapid, rapid i-a mai dat încă un gol, băi ce tare, ce tare, ce tare, ce îmi place la Liverpool, nu vă vine să crezi ce mult îmi place la Liverpool, că ce drept, știți bine că cu ei am vrut să fac la început career mode-ul, că vă ziceam prin videouri, cu Liverpool vreau să fac prima oară career mode, dar apoi am zis hai să punem la vot, v-am respectat dorințele și desigur votul și foarte mulți ați ales Dortmund, a făcut cu Dortmund, desigur, să ziceți că-s vagabond, v-am respectat dorințele. Și desigur, acum hai să jucăm și cu echipa mea care este Liverpool aici, ce bine, bă, și kiturile ce frumoase și echipa. Oh, vai doamne, hai să vedem aici Wijnaldum, Wijnaldum, e acela fix, am pasat acolo, Griezmann, Griezmann un pic obosit, dar a, Llorente? Stai, am citit corect? Nu cred, nu cred. De ce caută în apărare? Cred că e alt, cred că e alt jucător, nu știu, nu am citit eu bine. Ia Koulibaly, mă, în atac! Băi, Koulibaly în atac, cred că și-a dat all-out attack. Cred că Real Madridul a dat all-out attack, să atace cu toți jucătorii și se vede că atacă cu toți jucătorii, pune și Koulibaly aici în atac. Koulibaly care și eu l-aș fi ales să-l aduc aici la Liverpool, dar când am văzut ce salar i-o dat ăștia la Real Madrid, am stat poker face, am zis, na, pe ăsta nu-l aduc la echipă. Oricum, câștigăm Marea Cupă Europa! Ha, foarte bine! Liverpool a câștigat înainte să vin eu Europa League, iar acum că am venit eu câștigă această cupă uimitoare, Cupa Europa. Și auzim aici, mă rog, cam încet, că am dat eu mai încet ăsta, publicul, să aud așa în fundal, you will never walk alone. Această echipă merită toate cupele posibile și deja am făcut rost de o cupă mare, zic eu. Și, băi, începem cu dreptul. Cupa mondială, iar acum această cupă senzațională. Foarte bine aici, nici nu știu cine e ăsta care are banderola. Vedeți că nici n-a fost atent cine e capitan și cine nu. Cred că Lovren e capitanul, dacă rețin corect. Vom vedea. Foarte bine, oricum mă bucur enorm de mult că am dat gol cu Royce, nou venit la echipă, vă dați seama. Da, Lovren este cel care va ridica cupa, ia-le acum că o ridică, super cupa e acolo. Foarte bine, foarte bine. Ce echipă, ce echipă, ce nebunie. Sper că accidentarea lui Thiago să nu fie gravă, dar acum hai să ne bucurăm de această cupă. Încă o cupă venit aici la Liverpool. Am făcut transferul cu cel mai bun, zic eu, și am venit aici la echipă. Și pot să vă arăt aici la finala statistici, să vedeți câte șuturi, câte ocazii a avut Real Madrid și n-a reușit să-l bată pe Leno, sau mă rog, pe mine, și aia, am bătut eu pe ei. Foarte bine, bravo, forța Liverpool pentru această cupă, eu zic că merit și știu că putem să strângem 1000 de like-uri, hai să vă văd, 1000 de like-uri pentru această cupă și ia să vedem aici, vedeți Real Madrid aici la statistici a avut posesie 58, șuturi 10 dintre care 8 pe poartă, eu am avut amul la finală 5 dintre care 4 pe poartă și dintre care 2 goluri, deci să nu uităm de acest amănunt. Și foarte bine, aducem cupa aici acasă, foarte bine, cupa Europa, foarte bine, bă, ce mă bucur pentru această cupă. Ălai, ălai, foarte bine, începem aici în forță cu dreptul și acum să mai vedem alte transferuri, vreau să văd alte transferuri și toate ce bine că evoluează Brown, mă bucur că evoluează Brown ăsta, cine știe, poate într-o bună zi îl va locui pe, opa, a, ok, l-am vândut pe ăla, Bayern acceptă pentru, oh. Și ambulanța vine, frate. Până și ambulanța vine, ce transfer am putea noi realiza aici? Jerome Boateng să vină la noi la echipă și nu vine să cred că ăștia nu vor să-l dea pe ăsta.
Dortmund, pe lângă că l-a luat pe Sturridge, vrea să-l cumpere pe Ahmed Musa. Pe Musa, vitezumanul Musa, mă, pe ăla, nigerianul Musa. Aoleo, 4 săptămâni va sta pe bancă Thiago, îmi pare rău să aud acest lucru. Dar, opa, Renato Sanchez, foarte bine. Stați așa, vreau să fac pe porțiuni, știi, pe segmente. Ok, cred că ăștia sunt toți banii celor de la Udinese și accept. Nu, să se ducă Thiago, foarte bine. Olympique Lyon acceptă. Real Madrid acceptă pentru Ronaldo. Du-te, frate, dar e bătrân, dar... dacă l-aș putea aduce pe Ronaldo și un sezon. Dar dacă nu joacă mulți ani, ce rost are, știi? Nu știu. Rămâne de văzut, Dybala e prea scump. Sper că l-am vândut pe Allen ăla ieftinu, ok. Olympique Lyon foarte bine acceptă oferta care l-am făcut pentru La Gazette și ar fi un transfer absolut colosal să aducem pe La Gazette la echipă. Facem aici, desigur, negociem contractul cu el. Așa, unacceptable, Alba nu cred că o să mai pot să-l transfer. Rămâne desigur de văzut și aici cu Renato Sanchez. Am făcut ofertă și pentru el, m-am gândit că ar fi fain să-l testăm și pe Renato Sanchez. Știm că în FIFA 2016 a fost un jucător foarte important la noi la echipă, la Wolverhampton, și a jucat absolut superb. Dar și atunci a jucat foarte bine și nebunul de Stanciu și după aceea n-a mai jucat bine. De exemplu, am un FIFA 2017, cu toată dragostea care a zis eu pentru Stanciu, că e un jucător fantastic al României, nu se merită să ți-l iei în joc. Și îmi pare rău că spun asta, dar chiar așa e. Ok, primul transfer aici, un transfer absolut cosmic în apărare. Îl aducem pe Jerome Boateng și pleacă Lovren acolo la Bayern. Deci totuși, băi, altă viață, Jerome Boateng aici în apărare, un apărător absolut de nota 10, 90 overall. Deja avem doi jucători de 90 overall, dintre care un apărător, respectiv atacantul. Vedem aici, este pe dreptaci, ok, lăsăm atunci în zona asta. O să stați că se văd și de Moreno, chiar dacă nu-i rău, mie nu știu, mie îmi place așa puțin Moreno, joacă bine, în sensul acesta desigur. Bă, rămâne de văzut, trebuie să văd de rezerve, am aici o grămadă de jucători care meacă mai că nu se vând. Trebuie să văd de rezerve, să mă mai interesez de rezerve și respectiv poate și de un LB. Sper eu ca desigur să mai scot niște jucători și de la bază de juniori, dar până atunci mai este puțin tel. Așa, și vedem, numai să văd aici de un mijlocaș. Ia, Moreno, ce v-am spus? Moreno, aveți încredere în Moreno, dă gol, da gol. Foarte bine, și odată Royce a dat gol, ceea ce mă bucură mai mult. Așa, facem aici de sigur antrenamentele pe acești jucători fantastici, fantastici. Așa, foarte bine, interceptions, Grujici ăla, foarte bine că evoluează, mă bucur că ăla e unul dintre oamenii noștri de bază acolo în, pe banca de rezerve. Uai, Brannigan, loan la Birmingham, îți de acord, cu acest loan îți de acord, dar avem aici trei jucători care ne vin la echipă. Unul este Renato Sanchez, care cred că vine oricum, și după aceea este Ronaldo sau La Gazette. Hai de pula mea, nu știu, sincer vă zic că nu știu. Deci fiți atenți aici, hai să facem frumos. Pe de o parte este La Gazette, care este tânăr, poate mai evoluează puțin. Am văzut că în Cupa Mondială a jucat bine și că este un jucător de nota 10, 8, 50, hai să fim realiști. Și bun, tânăr de viitor, da? Da. Dar dacă ne uităm desigur la Ronaldo, unul este numele lui Ronaldo, care este un nume greu. Doi, este un mic factor care nu-mi place, este vârsta, care ar putea să ne... nu-mi place vârsta, dar totuși Ronaldo ia încă 90 OVR, cred că ăsta și la 40 de ani, dacă joacă până la 40 de ani, joacă la putere maximă. Și desigur, mi-e frică de, cum zic, de comentariile de hate celor de la Real Madrid, de la Real Madrid, că dacă nu-l iau pe Ronaldo, cred că toți îmi săriți în cap, de ce l-ai luat pe Ronaldo? Și dacă nu-l iau pe Ronaldo, de ce naiba nu l-ai luat pe Ronaldo? Deci oricum nu cred că e bine. Dar, bă, vreau să văd cum joacă Ronaldo în FIFA 2017, îl iau pe Ronaldo,
Îl iau pe Ronaldo. Ronaldo la Liverpool. Cum sună asta, fraților? Cum sună asta? Ronaldo la Liverpool. Ronaldo la Liverpool. Genial sună. Eu zic că sună genial. Vine aici și Renato Sanchez, desigur, așa, încă un jucător binevenit aici la echipă, mijlocaș. Și desigur, l-avem pe marele Ronaldo. Hai să aranjăm echipa. Deci, o să-l vreau aici așa. Desigur, ăsta aici. Bernard merită. Așa, bun. Griezmann aici. Wijnaldum în locul lui Allen. Allen în locul ăsta care oricum e pește prăjit. Așa, Ronaldo, marele Ronaldo, vine aici în atac. Ok. Aici Renato Sanchez, de care desigur și de el avem mare nevoie. Locul ăsta. Așa. Și-l scoatem pe Leiva, că nu-mi place deloc de Leiva. Așa, bun, bun, bun. Și tânărul ăsta, vedem de ce a fi e capul lui. Foarte bine, mă, ia, deja ce echipă, zic eu, frumoasă avem aici. Îl pun totuși pe Flanagan acolo. Așa, Jones, Bernard, ok, 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 bun. Deci, wow. Chiar wow. Chiar merită această echipă un wow de la mare. Și desigur, cred că o să-l pun pe Renato Sanchez în locul lui Wijnaldum. Deci, cam în momentul actual asta ne-ar fi echipa. Nu știu dacă o să mai fac transferuri în sensul în care aș vrea să-mi păstrez bani pentru iarnă. Că desigur știm că în iarnă putem să luăm jucători liberi de contract și poate apare niște jucători șmecheri liberi de contract și cumpăr așa. Până atunci eu zic că ne descurcăm foarte bine cu această echipă care, hai să fim serioși, Royce, jucătorul meu preferat. Bernard care evoluează, Renato Sanchez evoluează, Mane care e crimă. Ronaldo, marele Ronaldo, nu trebuie să spun nimic despre el, cu toții știm cât este de bun. Ronaldo aici în atac, cred că lăsă este. Încă mă gândesc dacă să-l pun pe elev, da, cred că lăsă este pe Ronaldo. Griezmann aici, Griezmann, Ronaldo, Mane, Royce. Aș putea să-l pun aici gen pe Royce, știi, în locul lui Mane și pe Mane să lăs cam. Da, mă ia mă că poate să joace cam Mane. Oh, tu-ți dai seama ce bine e așa. Și atunci l-am acolo pe Royce, numai că Royce cred că ar juca mai bine ca și Cam, care are mai multe pase, dar wow, uite-te așa, exact așa. Atacul nostru este în felul următor. Royce, Ronaldo, Griezmann, Royce, Ronaldo, Griezmann, Cam Mane, 85 overall, mijlocul să văd că trebuie să-și revină desigur Thiago. Rămâne de văzut pe viitor, o să evolueze Sanchez, Bernard mai trebuie să evolueze până la 86. Apărarea este constituită din Boateng, Jerome Boateng, Matip, care e la 85 overall, Klein, care e la 85 overall și respectiv Moreno, unde, într-adevăr, trebuie să cumpăr un alt jucător pe LB. Dar eu n-am nimic cu Moreno, îi mai dau o șansă și știu că o să-și facă treaba. Dar atunci nu mai rămân bani. Futui. Primim aici ofertă cu Oziacup, că aș putea să-l aduc pe Oziacup la noi la echipă, dar dacă accept și fac transferul respectiv cu Oziacup, eu am să rămân fără bani. Am să rămân cu 1000 de euro în buget și asta mi se pare foarte puțin. Și în momentul actual eu zic că ne descurcăm cu mijlocul care îl avem, nu? Hai să ne mai uităm încă o dată. Deci, o să-l avem așa pe Bernard, Sanchez, îl avem pe bancă pe Wijnaldum, Allen, de ce nu și Markovic, putem să-l punem și pe Grujnic, Flanagan, Brown acolo, apărătorii. Chiar că parcă mai degrabă mi-aș lua ceva rezervă pentru ăsta, pentru apărare. Mai degrabă mi-aș lua așa, ia că numai pe Brown l-am acolo. Care totuși, hai să fim serioși, îl punem pe tipul ăsta, că ăsta cât de cât o să apere, dacă îl pun în timpul unui match. Brown încă e tânăr, încă e, na, prea tânăr să joace. O să rămâne de văzut atunci, rămâne de văzut ce vom face, că... Greu de zis. Hai să vedem aici un alt transfer, totuși e tânăr la 20 de ani, da, de-mi dau 5 milioane pe el. Dacă reușim să facem un transfer, atunci îl iau pe Oziacup, încă nu refuz. Aștept să văd ce transferuri, ce vânzări mai fac eu și desigur dacă reușesc să mai fac niște vânzări atunci îl cumpăr, dacă nu, nu. Dar oricum aici cred că se termină acest episod nebun de-a dreptul, adică gândiți-vă la asta, am luat, câștigat cupa, supercupa,
L-am transferat pe Ronaldo. Ronaldo. Sanchez. Vai de cap. Jerome Boateng, fraților. Jerome Boateng. Ce să-ți mai dorești mai mult de atât? Foarte, foarte fain acest episod. Dacă pe episodul ăsta nu strângem 1000 de like-uri, cred că vin după voi cu flexul. Ha, stați liniștiți. Dar nu, hai, serios, chiar putem strânge 1000 de like-uri, mai ales pentru Ronaldo. Știu că fanii lui Messi vor da dislike, dar aș zice să nu dați. Am poate prea târziu mă exprim, dar hai să fim oameni maturi. Eu am încercat să vi-l cumpăr pe Messi la Dortmund și n-a vrut să vină. Am oferit 900.000 salar. Da? Da. Am încercat să vi-l aduc. Dacă Ronaldo este mai ușor de adus, eu ce să fac? No. Vreau să mă joc și cu Ronaldo. Poate l-aduce și pe Messi. Stați liniștiți. Stați în banca voastră, nu dați click pe butonul de dislike. Că poate l-aducem pe Messi sezonul viitor. Gata. V-am făcut pe toți fericiți. Da, poate l-aduce pe Messi sezonul viitor. Dar până atunci, desigur, mai este mult timp. Și nu uitați de like și subscribe și share pe Facebook la prieteni și pe Twitter, de ce nu. Și desigur.